mare distanță de la comedia America Venim până la povestea asta plină de emoție, dramatism. Și cred că scenaristul Alexandru Popa a fost un factor important în poveste. Da, vă mulțumesc pentru această observație. Chiar e un lucru important pe care l-a subliniat. Într-adevăr, este o schimbare de stil din punctul meu de vedere. De la America Venim, o comedie declarată, filmată la New York, la acest film foarte sensibil, și mulțumesc și prietenul meu Alexandru Popa, cu care am lucrat fabulos, care a înțeles această poveste subtilă, care pleacă la o poveste trăită din viața mea alături de doamna mea, Oana Ioachim, care s-a stins din viață bolnavă de cancer. Deci cum ați lucrat, de fapt? Pentru că povestea e foarte personală și plină de detalii. Nu, lucrul a fost extrem de simplu. Eu cred că am avut un noroc să o am din prima alături pe colega mea, colegă spun de actorie, Ioana Flora, și ulterior de platou și de film. O știam foarte bine din institut, o cunosc, ea mă cunoștea. A fost așa, la un moment dat, o convenție să dau niște probe, dar în mintea mea era doamna Ioana Flora, de care sunt foarte mândru că a vrut să joace în acest film. Cum au fost filmările? Că am văzut condiții destul de aspre. Și iar vreau să o felicit pe Ioana Flora, care cu genă de sârboaică cum e ea, că a rezistat în niște condiții absolut groaznice. Cum a fost, Ioana? Cât de greu a fost. Vreau să spun și eu, în primul rând, că mulțumesc că te-ai gândit la mine pentru personajul ăsta, și pentru mine a fost cumva cu o emoție diferită față de orice alt rol pe care l-am jucat, pentru că o cunoșteam pe Oana, pentru că o cunoșteam, le știam povestea, îl știam. Iartă-mă pe răspund. Că intervin, într-adevăr, ne știam de la Neptun, da, la Casa Scriitorilor, eram o mega echipă. Da, și nu a fost ușor să mă apropii de Ana, și nu a fost fără emoții, și nu a fost, a fost un proces complicat de asumare acestei povești pentru mine, dar sunt bucuroasă că s-a întâmplat. Și de la bun început am fost bucuroasă că se întâmplă. Iar legat de condițiile foarte grele, la un moment dat, pur și simplu mi s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat niciodată, niciun creierul meu luase brain freeze, adică era atât de frig, era atât de cumplit de greu să merg în... Era zăpada. Da. Eram complet și nu aveam costum de schimb, că nu m-am gândit, că nu ne-am gândit, mă rog. Și la un moment dat, pur și simplu, mi-am lăsat rucsacul jos și am zis, eu vreau acasă. Deci n-a fost nici Răzvane, ce ai făcut? Cum ai? Nu, i-am zis pur și simplu, vreau acasă. Și momentul ăla a fost... Chiar a fost un moment haios de criză în care ea urla că ea vrea acasă. N-am urlat, doar am zis, eu vreau acasă. Nu, a fost groaznic, mai groaznic. Este o secvență în film, cine dorește să vadă filmul, în care am urcat 4 ore, da. Am filmat 4 și noaptea am coborât. Pe un insoare incredibil și vânt. Există în film. Și Ioana n-a mai rezistat și în același timp eram nervos să treacă la cadru, că acum vine ninsoarea. Și noroc cu prietenul nostru, să-l menționez pe Liviu Mărghidan, producătorul filmului și DOP-ul filmului, care... Ții minte că ți-a frecat picioarele aia. Și spunea, Liviu, adu-o pasta la cadru. La care spunea, asta e actița ta și dacă nu e bine, nu o să-ți vină la niciun cadru. Adică să nu-l uităm și pe Liviu, care a fost un... Da, a fost extraordinar. Și Constantin a fost extraordinar, da. Partenerul meu care m-a ajutat foarte tare și ne-am ajutat reciproc. Da. Și Liviu și toată echipa și mie mi-a plăcut, pentru mine a rămas așa în amintire ca o experiență extraordinară și chiar cu greutățile, mie mi se pare că lucrurile așa când totul aia așa la de mână, poate m-am învățat și nu știu, noul val, habar n-am, parcă nu mai ești atât de inspirat. Nu e neapărat de noul val, Ioana, este... Am fost în niște condiții complet diferite. Dacă era un film filmat în București și filmam 10 ore, mergeam fiecare acasă, la copii, aici am stat împreună. Chiar a fost o experiență de o lună, rupți de lume, de timp, de anotimp, de tot. Asta e diferența. Just. Da, just.
și ca să vedeți actița mea, noi trebuia să urcăm foarte mult până sus unde să filmăm. Și aveam mașini cu jeepurile, dar Ioana era frică. Ce făcea ea? La bază cobora și urca 3 km, 2 ore. Asta este Ioana Flora. Flora. Adică urcam pe jos. Da. Da. Acum, cum i-ați găsit pe cei doi bătrâni și cum ai reușit să stabilești acel dialog cu ei? Acei doi bătrâni au existat acolo, a fost o întâlnire incredibilă cu ei, îi știa și Liviu Mărghitan. Mi-a plăcut povestea lor e reală, legată tot de subiectul nostru de cancer, că domnul avea cancer, 90 de ani trecut în cancer, și am fost atât de impresionat de această poveste că aproape ne-a obligat, nu că aproape, chiar ne-a obligat să devină prezenți în film, pentru că povestea lor e o poveste de dragoste trecând în cancer, exact cum e și povestea noastră. De fapt, nu e poveste despre cancer, Ioana, e o poveste despre dragoste și cum ea reușește să parcurgă acest drum complicat. Asta cred eu despre film. Da, e despre doi oameni care se iubesc foarte tare și care nu pot să ducă în același fel situația care li se întâmplă și din cauza asta se despart. E o despărțire între doi oameni care se iubesc foarte tare.